Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 20, versetele de la 4 la 6. Este cuvântul Domnului care pune în evidență lecția numărul 53 din studiul cărții Apocalipsa. Și în seara aceasta vom vorbi despre învierea morților. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor o a doua moarte nu are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, dragi oaspeți, prieteni, înainte de toate, permiteți-mi să vă salut, să vă binecuvintez, să pun numele Domnului peste dumneavoastră, cei care sunteți prezenți în sanctuar, cei care sunteți online cu noi, oriunde sunteți, Dumnezeu să vă binecuvinteze, pentru că din dragoste de Domnul, de cuvântul Domnului și de propriul suflet, v-ați făcut timp să fiți alături de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. În această seară, în incursiunea noastră, în încercarea noastră de a studia cartea Apocalipsa, să o înțelegem și să ne pregătim sufletul pentru vremurile din urmă, am ajuns la lecția numărul 53, respectiv la lecția despre înviere, la studiul biblic despre înviere. Dumnezeu nu a creat moartea așa cum o experimentăm noi astăzi în mod dureros. Ea a intrat în lumea noastră ca o consecință a păcatului pe care Eva și Adam au ales să-l facă. Aduceți-vă aminte că ea este răsplata păcatului, Romani, capitolul 6, versetul 23. Oamenii din toate timpurile au încercat, fără succes, să elimine moartea din experiența lor, în dorința de a trăi veșnic. Și pentru că nu au reușit, atunci au ales negarea ei, folosind metode greșite. De pildă, au spus că moartea nu este decât pentru cei bătrâni, însă cimitirile sunt dovada că foarte mulți tineri și copii mor. Au spus că moartea nu este decât pentru cei bolnavi, însă din nou în cimitir sunt oameni care au murit sănătoși. Sau moartea nu este decât pentru cei săraci sau slabi, însă din nou în cimitire sunt oameni care atunci când erau în viață au fost foarte bogați și puternici. Pentru orice ființă umană, moartea este semnul că suntem oameni. Moartea aparține condiției umane. În al doilea rând, este sfârșitul vieții pământești. În al treilea rând, este o poartă care închide existența umană din timp și spațiu, deschizând o existență nouă, dincolo de timp și spațiu, acolo unde viața devine veșnică. Moartea nu este sfârșitul existenței. În al patrulea rând, moartea este examenul vieții. Până la moarte, orice om poate pretinde că este credincios, că trăiește bine și că așa cum trăiește el, trebuie să trăiască toți oamenii. De-abia moartea este un examen suficient care pune în evidență viața ca fiind bună sau falimentară.
Apoi, în al cincilea rând, moartea este întâlnirea cu stăpânul pe care fiecare l-a slujit și cu răsplata pe care fiecare o merită. Odată cu moartea, are loc, odată ce moartea există, ca o experiență a oamenilor, are loc despărțirea Duhului de viață de trup. Trupul omului intră în putrezire, pentru că, așa cum spunea Moise în Genesa, capitolul 3, versetul 19, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până când te vei întoarce în pământ, că din el ai fost luat, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Timp în care sufletul, fiind nemuritor, merge în prezența lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de 2 Corinteni, capitolul 6, versetele de la 6 la 8, capitolul 5, versetele de la 6 la 8. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm, chiar dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere, dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă cu Domnul. Învierea, deci, poate fi definită ca reîntoarcerea la existență, de data aceasta într-un trup spiritual de slavă, pentru experiența vieții veșnice. Învierea este universală pentru toți oamenii, și pentru cei buni și pentru cei răi, și pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși, și pentru cei mântuiți și pentru cei nemântuiți. Ioan spunea în capitolul 5, versetele 28 și 29: nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte, toți, vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Toți oamenii înviază, și cei care au făcut răul înviază pentru judecată, și cei care au făcut binele înviază pentru viață veșnică. Prin înviere, Duhul nostru, care este nemuritor, va fi reunit cu noul trup transformat pentru a putea experimenta pe deplin părtășia cu Domnul în cer. Aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului: ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe ele va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri nou și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Sau Apocalipsa 21, primele două versetele: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi au pierit și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Aș vrea, în urma acestor cuvinte de introducere, să privim în cartea lui Dumnezeu la acest interesant, important și vast subiect al învierii. Și să privim caracteristicile învierii așa cum ni le prezintă Biblia. Învierea este un subiect important al Scripturilor. Vechiul și Noul Testament au vorbit mult despre înviere. Și de fapt învierea este marea speranță a credincioșilor. Deci, caracteristici ale învierii. În primul rând, învierea este speranța fundamentală a oamenilor. Dacă privim obiectiv în toate culturile și religiile umane, observăm cu ușurință că speranța tuturor credincioșilor din toate timpurile a fost un mântuitor care să învieze și care să îi învieze pentru eternitate. Jertfa salvatoare a Domnului Iisus Hristos din Golgota ne-a adus darul mântuirii lui Dumnezeu, pe care noi nu-l aveam și pe care nu-l puteam primi în alt fel. Deoarece El a venit între noi ca să poarte chipul nostru, pentru ca în felul acesta să ne ofere chipul Lui. Aceia care văd pe Hristos în felul acesta, îl primesc ca mântuitor, dar și ca Domn,
ajung să experimenteze ceea ce spune Romani în capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Sau ne aducem aminte de Iov, care spunea plin de speranță: știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea. Aduceți-vă aminte că el spunea asta când era bolnav, era tot o rană, avea o boală de piele și probabil mult mai mult decât asta. Și chiar dacă nu voi mai avea carne, el vorbea din propria experiență, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește după dorul acesta în lăuntrul meu. Sau Domnul spunea atunci când a fost născut prin fecioară și umblând pe pământ printre oameni, evanghelistul Ioan consemnează în capitolul 11, versetul 25, următoarea afirmație spusă de Domnul Iisus: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va fi murit, va trăi. Observați că prin credință, din putrezire se poate trece în neputrezire, din rușine în slavă, din fire în duhul, de pe pământ în cer. Speranța fundamentală a tuturor oamenilor este învierea. În al doilea rând, promisiunea învierii morților în Scriptură. Deoarece promisiunea învierii pentru viața veșnică cu Dumnezeu a fost făcută pentru prima oară în Vechiul Testament, aduceți-vă aminte de ce spunea Daniel în capitolul 12, versetul 2. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară veșnică. Daniel este o carte a Vechiului Testament și aici primește mesajul că se vor scula pentru răsplată sau pentru o cară. Această promisiune a învierii este prezentă în Vechiul Testament. De aceea, atunci când Pavel ajunge să vorbească înaintea oficialităților romane sau evreiești, el vorbește despre înviere ca unor oameni care știau din Vechiul Testament despre acest subiect. Și în capitolul 23, în versetul 6, Pavel spune: ca unul care știa că o parte din adunare era saduchei și farisei, și el știa că saduchei au o doctrină diferită de farisei în ceea ce privește învierea, în versetul 6 el spune: fraților, eu sunt fariseu, fiul de fariseu, și din pricina nădejdii din învierea morților sunt dat în judecată. În urma acestei afirmații, farisei cu saducheii au intrat în conflict datorită diferențelor de doctrină cu privire la învierea morților. În capitolul 24, Pavel continuă să afirme despre înviere și despre judecată atunci când are posibilitatea să predice, pentru că învierea în predicile lui Pavel a avut un rol important, un rol fundamental. Spunea el unui dregător, unei oficialități politice: îți mărturisesc că slujesc Dumnezeul părinților mei după calea pe care o numesc ei partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Pavel a vorbit în fața guvernatorilor despre înviere și despre judecată, pentru ca să-i facă conștienți că nu se termină viața la mormânt, viața continuă dincolo de mormânt, nu în dimensiunea materială, ci în dimensiunea spirituală. De asemenea, în capitolul 26, Pavel în predicile lui continuă să vorbească spunând: acum sunt dat în judecată pentru nădejdea promisiunii pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, ale poporului nostru, care slujesc necurma lui Dumnezeu ziua și noaptea. Pentru această nădejde, împărate, sunt eu pârât de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Adică nu crezi în asta? Tema centrală a învățăturii date de Pavel era învierea. Pentru că ce rost are să vorbim de pocăință dacă nu există înviere? Ce rost are să vorbim despre neprihănire dacă nu există înviere? De ce să ne rugăm să citim Biblia, să ne sfințim dacă nu există înviere? Toate le facem cu speranța că promisiunea lui Dumnezeu despre învierea sfinților este reală. În nădejdea aceasta îl slujim pe Domnul. În nădejdea aceasta ne pocăim și în nădejdea aceasta ne sfințim abținându-ne de la păcat. Mărit să fie Domnul! Condiția ca cineva să experimenteze învierea fizică pentru viața veșnică este învierea spirituală.
Cine n-a înviat spiritual prin pocăința față de păcat și prin credința în Iisus Hristos, nu are niciun motiv să spere că poate învia în ziua de apoi pentru viață veșnică. Este adevărat că va învia în ziua de apoi, dar nu pentru viață veșnică, ci pentru o sândă veșnică. Aduceți-vă aminte ce spunea cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 6, versetele 39 la 40 și 44. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să îl învii în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Frați și surori, observați ce a spus Iisus. Pe mine Tatăl m-a trimis și m-a avertizat să nu pierd pe nimeni și pe niciunul dintre cei care au venit la mine. În altă parte spune el, în afară de fiul pierzării care s-a făcut vânzător. Domnul are un mare interes pentru toți oamenii să vină la pocăință. Și după ce ei au venit la pocăință, Domnul are un mare interes ei să rămână pocăiți și să nu piardă pe niciunul care a venit deja la pocăință. Domnul investește în oameni să se pocăiască și în cei care s-au pocăit să rămână până la capăt în împărăția sa. Iisus a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul ăsta? Iată dar o întrebare care verifică credința noastră. Ioan 11, 25 la 26. Când venim la Domnul Iisus și ne punem încrederea în El și în promisiunile Lui, atunci avem parte de învierea pe care El a promis-o. Spunea el, cine crede în mine, chiar dacă va muri, trăiește. Iată dar nu experiențele noastre hotărăsc dacă trăim sau nu, ci credința. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, trăiește. Moody spunea la una dintre evanghelizările lui, atunci când veți citi în ziare că pastorul Moody a murit, să știți începând de astăzi că atunci va fi mai viu decât niciodată. Chiar dacă va muri, trăiește. Nu moartea hotărăște dacă noi trăim sau nu, ci credința în Iisus Hristos. Ceea ce ne dă nouă viață veșnică nu este absența morții fizice. Moartea fizică e normală. Ceea ce ne dă nouă viață veșnică este ce urmează morții fizice, adică viața spirituală pe care Hristos ne-o va da prin credința în El, lăudat să fie Domnul. În 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel argumentează învierea mântuiților cu privire la Iisus atunci când spune în versetele de la 16 la 26. Este un text consacrat despre înviere. Dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința noastră este inutilă, zadarnică, penibilă. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Domnul, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Observați ce se întâmplă cu oamenii care s-au pocăit și nu există înviere. Sunt cei mai nenorociți dintre oameni. Au pierdut și viața aceasta, abținându-se de la frumusețile ei prin păcat și poftă, și pierd și viața viitoare că nu există. Dar Pavel spunea, se merită să vă înfrânați de la păcat, care-i dulce pentru o clipă în viața aceasta, ca să câștigați veșnicia. Nu 80 de ani, veșnicia. Nu 10 ani, veșnicia. Și Pavel continuă, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, că dacă moartea a venit din om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul ceitei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui sunt cei ce sunt ai lui, iată dar, cei ce au adormit în Hristos. În urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, stăpânire și putere. Că trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Așa cum cei care sunt în Adam au experimentat căderea în păcat și se pot aștepta doar la condamnare și moarte veșnică, tot la fel cei care sunt în Hristos, adică care au experimentat nașterea din nou, se pot aștepta în mod justificat
la împlinirea promisiunii lui Dumnezeu în viața lor, că Dumnezeu îi va învia și pe ei cum l-a înviat pe Hristos, prin aceeași putere a Duhului pe care l-a ridicat pe Hristos a treia zi dintre cei morți. Lăudat să fie Domnul! Avem un exemplu în față și știm că așa va proceda Domnul cu noi, așa cum a procedat cu Domnul nostru. În versetele 18 și 20 din textul pe care tocmai l-am citit, moartea credinciosului este numită adormire, băgați de seamă. Același verset îl întâlnim în 1 Corinteni capitolul 11, unde citim noi la cină și nu puțini dorm. Același verset îl întâlnim în 1 Ioan capitolul 5, acolo unde spune: și dacă îl vezi pe fratele tău că a săvârșit un păcat care duce la moarte, adică la adormire, e vorba de moarte fizică. Ei bine, apostolul Pavel folosește versetele acestea folosind cuvântul adormire, deoarece somnul în experiența noastră umană este o stare temporară din care oamenii de obicei se trezesc, excepție făcând experiența morții. Dar întotdeauna, în fiecare dimineață, dacă nu mor, oamenii se trezesc din somn. Ei, apostolul ia această imagine a faptului că oamenii dorm și se trezesc, ca să o compare cu adormirea noastră prin moartea fizică, adică atunci când murim fizic, dar noi nu dispărem, ci e ca și cum omul se culcă seara și se trezește dimineața, așa va veni o înviere a morților și la glasul trompetei divine din morți se vor ridica în trupuri de slavă, sau în viață fiind, se vor fi transformați în trupuri de slavă și vor împărăți cu Domnul. Aceasta este nădejdea unui om născut din nou, pe care nu o poate lua nimeni. Niciun om născut din nou nu are această nădejde și este vai de el. De asemenea, Scripturile ne învață că Duhul Sfânt este sursa puterii care înviază. După cum l-a înviat pe Mântuitorul Iisus Hristos, aduceți-vă aminte de Pavel, care vorbește în Romani, capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul Celui care a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos, adică Duhul, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului care locuiește în voi. Sau 2 Corinteni 4 cu 14. Știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu El și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Sau 1 Corinteni 6 cu 14. Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi prin puterea sa. Cine-i puterea sa? Duhul lui Dumnezeu. Iată dar care este instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește, impropriu spus instrument, că Duhul Sfânt nu este doar un instrument, este manifestarea care instrumentează puterea lui Dumnezeu, dar El este Dumnezeu însuși, a treia persoană a Trinității. În al treilea rând, o altă caracteristică, o a treia caracteristică a învierii este faptul că învierea morților nu este reîncarnare. Vreau să subliniez în mod foarte serios lucrul acesta. Învierea morților nu este reîncarnare. Învierea morților de care vorbește Scriptura nu este reîncarnare, pentru că reîncarnarea este o doctrină orientală greșită pe care o au hinduși și budiștii, care promite omului în mod fals șansa repetării experienței existenței umane până se va ajunge la starea divină din nirvana. Nirvana înseamnă desăvârșit. Învierea morților nu este reîncarnare pentru că, în primul rând, învierea morților nu este întoarcere la viața precedentă, așa cum promite reîncarnarea, ci o trăire nouă cu un trup absolut nou, divin, spiritual și transformat. Reîncarnarea nu promite un trup nou, spiritual, divin, ci promite o întoarcere la existența pe care tocmai ai părăsit-o prin moarte și șansa de a repara ceea ce n-ai reușit în existența anterioară. În al doilea rând, învierea morților nu este reîncarnare pentru că orice viață este unică și irepetabilă. Apostolul se îngrijește să vorbească împotriva reîncarnării prin Duhul atunci când afirmă în Evrei, capitolul 9, versetul 27, prima parte: oamenilor ne este rânduit să moară odată. Odată le este rânduit să moară. O singură dată. În al treilea rând, învierea morților nu este reîncarnare pentru că după moarte nu mai vine șansa unei noi existențe, când ai oportunitatea să repari greșelile din viața precedentă, ci dimpotrivă, vine judecata care te face responsabil de maniera în care ți-ai trăit unica existență umană sub soare. Repetăm 9:27, continuând și partea B. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecata. Și peste sufletul tău va veni judecata.
și peste viața ta va veni judecata. Și ce ai făcut azi noapte, și ce ai făcut acum un an, și ce ai făcut acum 10 ani, și ce vei face până va veni Domnul, va fi pus sub lumina cunoștinței lui Dumnezeu și a evaluării divine a lui Dumnezeu. De aceea, omule, teme-te de Domnul și tot ce faci, fă cu următoarea conștiință. Dacă este adevărată judecata lui Dumnezeu, mai vreau să fac lucrul acesta? Răspunsul de cele mai multe ori va fi nu. În al patrulea rând, o a patra caracteristică a învierii, siguranța învierii morților. Care este și de ce au oamenii credincioși siguranța că vor învia? Fenomenul miraculos și inexplicabil al învierii lui Iisus Hristos este dovada suficientă a învierii tuturor celor care cred în El. Aduceți-vă aminte ce spunea Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetele 5-6. Măcar că eram morți în greșelile noastre, Hristos ne-a adus la viață împreună cu El. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. Iată dar speranța, iată dar siguranța. Hristos este siguranța că vom învia prin faptul că El însuși a înviat prin puterea lui Dumnezeu. Și printr-o putere asemănătoare vom învia și noi dacă suntem în El și dacă trăim ca El. Și dacă suntem în El și El în noi. Plata păcatului este moartea, spune Pavel în Roman 6:23. Însă prin credința în Iisus suntem înviați din moarte și din păcat la o viață spirituală, adică născuți din nou. Efeseni 2:6-8 continuăm. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la voi. Potoliți-vă cu orgoliile și cu meritele religioase. Asta nu vine de la voi. Tot ce poți să faci tu mai bun e o haină mânjită, pătată și necurată înaintea Domnului. Mântuirea vine de la Domnul. Dacă o vrei să o primești prin credință și în dar, vei fi mântuit. Dacă nu, vei rămâne un religios care merge în iad. Pentru că nu te poți ridica cu performanța ta spirituală la înălțimea superlativă și divină a sfințeniei lui Dumnezeu, care te depășește de 1.000.000 de ori. Este important să te sfințești, să te abții de la păcat, să faci tot ce îți stă în putință, dar să știi, omule, că nu ai capacitatea să te ridici la înălțimea sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu cere prea mult de la noi ca să putem face. Însă El însuși ne-a dat ce nu avem și după ce ne dă, ne cere să avem ceea ce ne-a dat. Dumnezeu a regizat totul. Rămâne doar ca să intrăm în jocul Lui, numit pocăință, acceptarea prin credință a Mântuitorului Iisus Hristos. Pavel continuă subiectul învierii, spunând că Dumnezeu așteaptă acum, primind viața veșnică și scăpând de păcat, să biruim păcatul. Spunea Pavel, fiind îngropați împreună cu El și înviați împreună cu El, prin credința și în puterea lui Dumnezeu, Coloseni, capitolul 2, versetele 12-13. Această înviere spirituală nu trebuie percepută însă prin simțurile trupului, care este supus păcatului, ci prin credință. Roman 6:11. Tot așa și voi înșivă. Socotiți-vă morți față de păcat. Priviți-vă ca și cum sunteți morți față de păcat. Observați? E vorba aici de cum ne vedem în Hristos, nu cum suntem. Socotiți-vă morți față de păcat. Priviți-vă ca și morți față de păcat. Tratați-vă pe voi ca și cum sunteți morți față de păcat. Ca și cum sunteți imuni față de păcat. Pentru că deseori oamenii născuți din nou au teama că vor fi respinși de Domnul datorită unui eșec, unui accident spiritual. Apostolul Ioan ne spune că pocăința noastră nu va fi respinsă niciodată dacă în urma unui eșec omul se pocăiește. Aduceți-vă aminte de ce spune Domnul în Ioan, în capitolul 6, text pe care l-am mai citit, versetele de la 37-39. Iisus ne asigură că nimeni nu poate fi scos din mâna Lui. Nici o domnie, nici o putere, nici un duh, nici o autoritate nu te poate scoate din mâna Domnului. Dacă L-ai ales pe Domnul ca Mântuitorul tău, nimeni nu te poate scoate din mâna Lui, decât tu însuți, dacă vrei să ieși. Iisus spunea, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, ele vin după mine, eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri, nimeni nu le smulge din mâna mea.
Tatăl meu care mi le-a dat e mai mare decât toți și nimeni nu le va smulge din mâna tatălui meu. Deoarece El ne-a dat viață veșnică, noi avem viață veșnică. Nu rămâneți în greșeala în care a scăzut. Nu rămâneți în eșecul pe care l-ați avut. Nu rămâneți în accidentul care vi s-a întâmplat. Nu rămâneți acolo pentru că diavolul vă spune s-a terminat cu tine. Nu este adevărat. Domnul nu va îngădui să piardă pe nimeni pe care l-a câștigat odată pentru sine. Dacă te poți pocăi, Dumnezeu te iartă. Ridică-te din falimentul tău. Ridică-te din starea ta. Înțelege că nu te poți măsura prin simțurile tale, care înseamnă dezamăgire, frică, sperietură, neîncredere, depresie sau toate celelalte asemenea acestora. Tratează problema prin credință, nu prin simțuri. Astăzi te simți grozav, mâine te simți un falimentar. Nu te lua după simțuri. Cu simțurile măsori mâncarea dacă e dulce sau acră, dar mântuirea se măsoară prin credință. Prin simțuri poți măsura dacă este maroniu sau albastru, dar împărăția lui Dumnezeu se măsoară prin credință. Prin simțuri se poate măsura dacă e sunetul tare sau încet, dar mântuirea se măsoară prin credință. Nu-ți măsura viața spirituală prin simțuri, pentru că vei falimenta. Azi plângi, mâine râzi. Viața e fluctuantă, azi te simți bine și fluieri. Mâine te simți rău și plângi. Ce viață e asta? Hoc, poc, hop, poc. Du-te prin credință, încrede-te în Domnul. Fii victorios în numele Lui. Socotește-te victorios în victoria Lui. Socotește-te puternic în puterea Lui. Socotește-te plin de slavă în slava Lui. Socotește-te plin de Duhul fiind în dimensiunea Duhului. Prin credință se fac toate acestea. Nu prin simțuri. Simțurile sunt extrem de mincinoase. Ele ne-au fost date pentru viața de pe pământ, nu pentru viața din cer. Viața spirituală se percepe prin credință. Simțurile n-au ce să caute acolo. Prin credință trebuie să credem că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Nu dacă mă simt bine, Dumnezeu mi-o ascultă. Dacă nu mă simt bine, Dumnezeu nu mi-o ascultă. Ce deștepte sunt simțurile mele. Dar în același timp păgubitoare. Promisiunile lui Dumnezeu din Biblie sunt garanția învierii noastre. Promisiunile lui Dumnezeu din Scripturi sunt garanția învierii noastre. De aceea avem nevoie de Scripturi. Pentru că Scripturile conțin promisiunile lui Dumnezeu. Nu promisiuni mincinoase sau exagerate, rostite de oameni care nu au resursele să le acopere, ci rostite de Dumnezeu care are puterea în cer și pe pământ să facă ce a promis. Binecuvântat să fie Domnul. Priviți, vă rog, îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților. Îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Osea 13 cu 14. Observați, îi voi răscumpăra din locuința morților. Pocăința face minuni. Cea mai mare minune care schimbă, care transformă, care face diferența, este pocăința. Nimeni nu poate face diferența între cer și iad decât pocăința. Nimeni nu poate face diferența decât pocăința. În al doilea rând, toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor învia pentru judecată. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, spunea Hristos, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viață în sine, tot așa și Fiul are viață în sine. Și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Ioan, capitolul 5, versetele 25 la 29. Apoi, nădejdea care va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Nu mai recitesc Fapte 24 cu 25 sau 1 Corinteni 15, 21 la 22. În al cincilea rând, a cincea caracteristică, ordinea și momentul învierii. Am ajuns acum la contextul capitolului 20 din care am citit. Tot ce a fost până acum a fost abordarea subiectului înviere. Dar acum am ajuns la capitolul 20. Ordinea și momentul învierii. Pavel ne învață că ordinea învierii este următoarea. În primul rând a înviat Hristos, dar acum Hristos a înviat pârga celor adormiți.
1 Corinteni 15 la 20. Cel dintâi născut dintre cei morți, Coloseni 1 cu 11. Apoi, cei născuți din nou, 1 Corinteni 15, 22 la 23. Cei ce sunt ai lui Hristos la venirea lui, sau Apocalipsa 20 cu 5. Ceilalți morți nu au înviat până nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Sunt astăzi foarte multe cărți care încearcă să interpreteze cartea Apocalipsa. Mulți teologi abordează tema învierii din Apocalipsa 20 spunând că există o singură înviere, timp în care înviază și cei mântuiți și cei nemântuiți. Însă dumneavoastră care sunteți adulți, judecați dacă există o singură înviere. Ascultați cuvântul Domnului. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Înseamnă că dacă și necredincioșii au parte tot de prima, și ei sunt fericiți și sfinți. Corect? Nu trebuie să fii teolog, trebuie să fii sincer și să te temi de Domnul. Dacă numai cei sfinți și fericiți au parte de prima înviere, cum ne permitem noi să spunem că-s la grămadă? Fericiți și sfinți, două cuvinte selective, care condiționează. Asupra lor o a doua moarte nu are nicio putere. Înseamnă că nici asupra celor necredincioși a doua moarte nu are nicio putere. E adevărat? Păi unde mai e diferența între credincioși și necredincioși, dacă tot acolo sunt și unii și alții? De ce mai spune Maleahii, în ziua aceea se va vedea diferența între cei care s-au temut de Domnul și între cei care nu s-au temut de Domnul? Unde mai e această diferență dacă toți sunt fericiți, toți sunt sfinți și niciunul nu va mai avea parte de aceea de a doua moarte? Atunci a doua moarte pentru cine? Observați, vă rog, că deși au fost foarte mulți oameni care au înviat înainte de învierea Domnului Iisus, învierea de care ei au avut parte nu este învierea pe care o tratăm noi acum. Învierea lor nu-i veșnică. Ei s-au întors în trupul ăsta și au murit din nou. S-au întors tot într-un trup pervertit de păcat, tot într-un trup care îmbătrânește, care se îmbolnăvește și moare. Vă dau câteva exemple. Fiul văduvei din Sarepta, 1 împărați 17, fiul Sunamitei, 2 împărați 4, omul care a fost înmormântat în mormântul Elisei, 2 împărați 13, fiul văduvei din Nain, Luca 7, fiica lui Iair, Luca 8, sfinții din Ierusalim la învierea Domnului Iisus, Matei 27, Dorca din Fapte 9 sau Eutic din Fapte 20. Învierea lui Iisus este eternă, așa cum eternă va fi și a celor care sunt în El. Despre învierea lui Iisus, Scriptura ne spune că El a fost cel dintâi rod, ceea ce ne sugerează că este prima recoltă. Răpirea este momentul în care Iisus va reveni pentru biserica sa. În funcție de momentul unde așezăm răpirea, pre, mid sau post-tribulaționism, aduceți-vă aminte de predica cu răpirea înainte de necaz, în timpul necazului sau la sfârșitul necazului, în funcție de teologia aceasta, în funcție de unde așezăm Armagedonul, vom așeza și răpirea. Câte răpiri sunt? Una, două, trei? Dacă luăm teologia celor 2000 de ani de istorie creștină, vom întâlni teologi care spun că este o răpire, alții care spun că sunt două răpiri, unii care spun că sunt trei răpiri, adăugând și răpirea evreilor la sfârșitul necazului cel mare, care au murit pentru Iisus Hristos în timpul necazului și au fost înviați și ei. Cei mai mulți teologii asociază pe aceștia cu învierea bisericii, ca o singură înviere împărțită în A și B. Și a doua înviere mare este învierea necredincioșilor. De fapt, așa după cum vom vedea, cele două învieri, prima înainte de 1000 de ani a celor, credincioși, a bisericii, și a doua, cea după 1000 de ani a celor necredincioși, sunt cele două mari învieri de care vorbește Biblia. Excepție făcând partea a doua a primei învieri, care pune în evidență învierea evreilor în mod special, dar nu numai a lor, care au fost omorâți, martirizați în timpul necazului cel mare pentru credința lor. Unul de Saloniceni 4 cu 16. Însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi, ascultați-mă, întâi,
Nu e limpede cuvântul Domnului? Cum putem să-i punem la grămadă și pe unii și pe alții când spune Scriptura că întâi? Este adevărat că aici întâi și doi vorbește tot despre credincioși, unii care sunt morți și alții care sunt în viață. Să nu vă temeți cei care aveți pe cineva și a murit. Și să nu vă temeți cei care sunteți în viață, că trebuie mai întâi să muriți ca să înviați. Nu, nu are importanță în ce stare sunteți atunci când vine Hristos la glasul trompetei divine, că sunteți morți în Domnul sau vii în Domnul, adică în trup, în viață pocăiți sau morți în starea de pocăință. Pentru că și unii și alții, primii vor învia, al doilea vor fi transformați în trupuri de slavă. În concluzie, promisiunea Bibliei pentru cei care au murit în Domnul este că vor învia în trupuri de slavă, iar cei care sunt vii că vor fi transformați în trupuri de slavă. Această înviere are loc probabil înainte de necaz, la răpire. Răpirea va fi înainte de necaz, la jumătatea necazului, cândva în timpul necazului sau la sfârșit, fiecare unde o așează. Dar oricum necazul este înainte de Armagedon, iar Armagedonul este înaintea de mileniu. Cu alte cuvinte, mileniu, Armagedon, necaz și undeva în necaz răpirea. Încă o dată, este necazul un proces care urmează. În timpul acestui necaz cândva este răpirea bisericii. După necaz este Armagedonul. El pune capăt necazului. Iar după Armagedon, când coboară Domnul și nimicește tot, este mileniul. Ei, cândva în timpul necazului este răpirea celor sfinți. Aceasta e prima înviere. Ăștia sunt fericiți și sfinți. Urmează necazul, urmează Armagedonul, urmează mia de ani și la sfârșitul miei de ani este judecata de la tronul alb. E înainte de judecata de la tronul alb, deci după mileniu. Între mileniu și judecata de la tronul alb este a doua înviere a celor care nu sunt sfinți, a celor care nu vor fi fericiți și a celor care vor avea parte de moartea a doua. Clar! Ioan 5:29. Și vor ieși afară din ele, din morminte, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață veșnică, iar cei ce au făcut rău vor învia pentru judecată. În fața tronului alb vor sta, după cum spune Scriptura, oamenii care au făcut răul. Această înviere numărul 2 a oamenilor necredincioși este după mileniu. Cine și când vor învia? Și cine sunt cei care vor avea parte de prima înviere? Subiectul acesta este foarte vast în Biblie. Oricât de mult l-am înghesui, l-am comprima, el nu poate fi rostit într-o singură seară. Ăsta este un subiect care motivează și dă speranță. Pentru că atunci când știi că ești mântuit și că Dumnezeu se luptă pentru tine să rămâi mântuit și Dumnezeu are interes pentru tine să rămâi mântuit, pentru că El, Domnul Iisus, e responsabil înaintea Tatălui ca să nu piardă pe niciunul în afară de fiul pierzării. Și Dumnezeu aruncă în joc toate resursele ca să te păstreze și să nu te piardă prin Hristos. Asta te face să te simți iubit de Dumnezeu, protejat de Dumnezeu. Și să nu-ți mai fie frică nici ziua, nici noaptea, că ești în mâna Domnului. Domnul Iisus a fost făcut responsabil în calitate de mântuitor de Dumnezeu Tatăl, ca să nu piardă pe niciunul dintre cei aleși. Și tu ești unul dintre cei aleși, dumneavoastră sunteți unii dintre cei aleși. Dumnezeu investește în păstrarea noastră. El își face partea în mod abundent. El are interes să rămânem în starea de mântuire. Dumnezeu cheltuie nelimitat în iertarea noastră dacă ne putem pocăi. Să nu ai frică să te pocăiești când ai alunecat deodată într-o greșeală. Când ți s-a întâmplat să cazi într-un păcat, să nu rămâi acolo. Să nu asculți la cei ce spun că pentru tine nu mai există salvare. Nu oamenii te salvează. Hristos a fost făcut responsabil de Dumnezeu să nu piardă pe nici unul dintre cei aleși. Ești unul dintre cei aleși. Înțelege că Domnul se uită după tine. Domnul te are în evidența Lui. Lui Dumnezeu îi pasă de tine și Dumnezeu cheltuie pentru reabilitarea ta. Într-o viață de om vei aluneca. Iar dacă nici atâta nu înțelegi că vei aluneca, înseamnă că ești alunecat de tot. Într-o viață de om vei aluneca și ai nevoie de grația Domnului să te ridice din nou.
Și ai nevoie de mila lui Dumnezeu să te ridice din nou. Îndrăznește prin credință, nu te pune la mintea simțurilor tale, că am auzit, că eu simt, că mie mi se pare, lasă ce simți, lasă ce ți se pare, privește prin credință la Domnul, nu prin simțurile tale. Prin simțuri poți înțelege dacă mâncarea e dulce sau altfel, dar prin credință poți accepta și primi mântuirea și grația lui Dumnezeu. Învierea este un subiect care trebuie înțeles, pentru că el este finalizarea mântuirii noastre. El este tranziția din moarte înspre viață veșnică. Noi trebuie să avem o înțelegere generală asupra acestui subiect. De aceea, data viitoare, dacă vom fi în viață, ne vom opri din nou în a doua parte a acestui subiect, pentru ca să săvârșim ce am început și în inima noastră să existe speranță. Să existe speranță. Ascultați-mă, frați și surori, înainte să plecați acasă. Ascultați acest cuvânt care vine din inima lui Dumnezeu. Scripturile spun următorul lucru. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor o a doua moarte nu are nicio putere. Ei vor fi preoții ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El. Oamenii au inventat povești despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Astăzi sunt tot felul de rețete, tot felul de diete, de diet, ca să împingi viața. S-au inventat tot felul de medicamente și tehnologia astăzi este pusă în slujba intenției de a nu mai muri. Să știți și să nu vă speriați. Moartea este normală și va veni pentru că o trimite Dumnezeu. Dar moartea este pentru carnea aceasta, nu pentru sufletul care este mântuit. Sufletul care este mântuit va supraviețui morții ieșind din trup și va merge la Dumnezeul pe care l-a onorat o viață și va împărăți împreună cu El. Spunea Pavel, mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Haideți să stăm înaintea Domnului rugăciune, noi cei care sunteți aici în sanctuar și cei care sunt online cu noi, și să ne rugăm Domnului să ne dea credincioșie, să rămânem până la capăt în El, pentru ca în ziua aceea să ne învieze și pe noi. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.